Bine, început? Da. Bună dimineața! Bună dimineața! A fost dimineața, Fănică, a fost dimineața, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Vremea este închisă, nu-i așa favorabil apiculturii, dar noi ne vedem de treabă. Ceva am început să miște albina. Este semn că ne apropiem de momentul de start când va deschide tăiul. Cred că mai durează și toată săptămâna asta, cam la începutul săptămânii următoare va deschide, după părerea mea. Important este că noi muncim, noi cu drag muncim, cât depinde de noi facem tot maxim cu putință, în rest, Doamne, Doamne, ne ajută în măsura în care noi merităm. Așadar, acum, Fănică, te ești mândru de tine, că ai o cameră de asta performantă, micuță, este Panasonic cu acela, varianta care am avut-o înainte. Mă întrebați voi, dragilor, de ce nu mai filmez. Mi se terminase camera. Din 2014 până acum s-a epuizat câte filme am făcut continuu. Ei bine, acum am șansa de a fi venit nepoțica mea din state și mi-a zis așa: Bubule, am o surpriză pentru tine. Am un cadou. Eu știam de cadou, vorbesc cu fiică mea și i-am zis: băi, Aura, vezi cum faci să mă trimiți o cameră, că tare mă descurc de eu, că aia e mare. Și nu-i la îndemână așa să filmăm. Gata, bine, îți rezolv. Și acum, ia nești în discuția care am purtat-o cu fiica mea, asta mică, am pentru tine o surpriză. Am un cadou. Ia arată-mi, uite la asta, știa mă, păpuș. Băi, de aceea acum, spunem, sunt în stare să, sau sunt în stadiu, avem varianta asta de a filma mult mai performant, sigur că da, și mai ușor și pentru tine, hai să o spunem. S-a întâlnit camera aia grea cu neprofesionistul din tine, e așa ce e așa, dar acum ușor lucrurile o să meargă mai bine. Așadar, voi care vă tot întrebați ce și cum se întâmplă aici la Prof Online, care sunt lucrurile pe care am de gând să le vi le prezint. În filmul anterior am fost la București când am ales-o pe nepoțică și am stat de vorbă cu Cristi, spunea Cristi, zice, băi, tată, s-ar lua gâtul tău ăștia. Tot timpul, că nu-s bot și de schimbare liniștită, că-s de roiere, că nu știu ce. Zice, băi, Cristi, sigur că profită de faptul că tu ești cel care dai răspunsurile nefiind tu profesionist în partea asta, nu? Cât ai prins de la mine, mai discutăm, îi mai explic din când în când. Așa cât avem timp să ne întâlnim. Dar răspunsul este simplu. Acolo, poate nici eu n-am insistat, să arăt matca aceea care o oancă. Deci acea care avea boțile acele de schimb liniștit, așa, nu poate fi pus în categoria boților care sunt de roiri. Ca să ăștia spuneau, nu, sigur, sunt boți de roiri, matca aceea ori a plecat, ori e terminat, adică e pregătit pentru roiri. Nu, dragilor, marca este, o să vă duc să vă arăt. Dar de ce m-am oprit pe linia asta? Pentru că aseară, ieri am urmărit, am trecut în revistă Ramele Capcană, le-am luat acolo unde am găsit. Deci de peste două săptămâni de acum trebuie să mă știm bine că e intervenit din nou ca să facem colectarea, să spunem, varoa prin rama capcană. După a noua zi, de fiecare dată când a căpăcit deja, merită să fie luată rama, să nu așteptăm să ecluzioneze cum s-a întâmplat în filmul anterior. Așa că mi-a tras atenția o familie, cred că asta este. Bănesc că tu ai văzut mai multe de acestea. Eu am seara parcă asta sau cealaltă, nu știu foarte bine să spun, dar o vedeam. Hai să zicem că o cercetăm și pe asta. Eu n-o și filmez de aproape să vezi ce lucru mi-a atras atenția. Am văzut-o neagră pe deasupra. Când vezi această negreață, înseamnă că e foarte bine populat. Foarte, foarte bine populat. Da? Este multă albină. Și în buzunărel. Două lucruri sunt valabile. În clipa când văd atâta albină, o să văd și la cealaltă, poate ălaltul e adevărat, nu știu. Deocamdată am văzut pe ăsta, mi-am amintit eu cât am ținut minte. Dar o să vedem și pe ălaltul.
Când vedem multă albină, este semn că este fie o matcă foarte valoroasă, da? Fie matca pe care am pus-o, matca pe care, mă rog, am încercat să o retrag aici în buzunărel și să le promit, să le văd, să văd dacă este în stare să facă naveta față-spate, față-spate, până când obosește, undeva se localizează, se spune, băi, fetelor, vedeți-vă de treabă, gata, voi, scoateți voi, o, dați drumul la boci, faceți acolo un mătcuț, adică faceți un mătcuț, incluzioneze, o accept, eu am să stau în zona mea și ea să-și facă treaba acolo. Este momentul cel mai important în activitate, când împingem, spuneam, împingem familia spre schimb liniștit de matcă. Deci asta face biostupul, este performanța pe care anul ăsta am pus-o la punct. Sunt și mătci care fac naveta. Am găsit și situații în care ea a făcut naveta continuu, atât de puternic și de căpoasă era, încât am zis, controlez și sus. Și am venit și sus, a intrat și în cat, a controlat și acolo. Ei bine, dragilor, de unde mi-am dat seama că e vorba de o matcă valoroasă? De faptul că și sus este bine populat. N-am îndrăzit să mă intru și în cat, în familia de bază, trebuie luat catul deoparte. Eu, dacă o fi un pic de miere de la salcâm, n-am reușit să o extrag. Mi-am promis, mi-am zis să o fac îndată ce vine nepoțica. Ea a venit. Acum este în perioada de acomodare. Eu vreau să fac și primele lecții de apicultură cu ea. Vreau să prezint ce înseamnă albinuța. Ea a văzut pe internet prof Bubu, cum spune ea, Bubu. Lucrează cu albinile, el face mierie, zice, da? Ea are 6 ani. Știi câte ceva din filme care au văzut, dar acum, concret, probabil mâine, poi minutul de zile acestea, o voi aduce. Nu știu dacă am să văzut să îi spun să stea aici, dar iată, nu nicio albină, o să-i punem mască, o să vedem cum îmbrăcăm, dar mai sigur cred că o să țin în mașină. Și în momentul în care am văzut că sunt populați, deci și catul este foarte bine populat, iată, dragilor, albina stă ciucuri și aici, pe, începând cu prima ramă. Deci vedeți cum stau albinuțile una lângă alta. E o ramă ușoară. De regulă n-ar sta pe o ramă de asta în care n-are miere. În majoritatea cazurilor, albina se duce și stă pe rama care are miere. De ce stă și pe rama asta? Pentru că este suficient de multă albină și nu știe pe unde să mai sta. Da? Așa că au urcat și pe ramele acestea care nu au nimic. Deci, de unde îmi dau seama că nu au nimic? De la modul în care am ridicat-o. Asta parcă are ceva. Așa, 200-300 de grame, nimic, nu pot să o iei în seamă. De unde îmi dau seama iarăși că lucrurile se schimbă? De aici începând, pentru că aici a propolizat. De fapt, dacă ne-am timp bine fănică, noi am pus câte 6 rame în fiecare, ții minte, nu? Da. Și bănuiesc că astea le-am pus de curând, după ce nu a mai fost nimic la salcâm. Hai să vedem dacă astea au câte ceva. Ia să vedem asta. Ea s-a sudat un pic cu ceară de partea de jos, dar are ceva. Are binișor. Da? Dragilor, ce urmărim, ce vedem, este următorul lucru, care trebuie remarcat. Matca a urcat și aici. Deci, în căpoșinea ei, a urcat și în partea de sus, în cat, ea fiind, probabil, o să vedem și cercetăm și buzunărelul. Aici însă avem deja masculi care recluzionează. Sigur că nu se încânta să-i las, o să-i operez. Așa, și dacă ar fi fost infestare cu femeile de varroa, le-am găsit aici. Însă am avut rama capcană pe care am scos-o aseară,
o să vedeți că nu mai există, nu mai am rama cam taia Figurello. Foarte frumoasă, bătută la milimetru. Deci acolo am captat. Am presia că la al doua ramă de Varroa. Dar tot n-a fost optim, pentru că trebuia și prima dată și a doua oară ajuns atunci când nu mai căpăcești. Nu ca aici, sau atunci când am văzut, erau deja maturizați masculii. Deci nu-i treaba bună să rămân să întârziam. Așa că am făcut-o. Deci are până într-un kilogram asta. Nu-i căpăcit. Deci n-am avut șansa să am zile frumoase. Știți bine, dacă ai albină multă și ai șansa a două, trei zile atunci când e planta secretă, ai făcut treaba. În trei zile ți-a umplicatul. Când ai albină multă. Mai nou acum, fiindcă am pus la punct ultima tehnologie, ultima variantă, da, asta e mai frumoasă, era de așteptat, cresc în... Arată, te rog, să vadă. Da, ele cresc ușor, ușor în greutate. Se vede acolo, nu? Se vede cum lucește. Nu e. Și încă ceva. Încă un mesaj. Vedeți voi, dragilor, faptul că văd aici, văd că aproape încheiată, îmi spune mie ce îmi spune acest lucru. Că e posibil aici, nu pot decide în clipa asta, când n-am decât mesajul, hai lasă să-l mănânc eu. Ce atâta vă băgați voi? Ați făcut, mi-ajunge, îl iau eu. Bătușor de matcă, mă, ce știi ce înseamnă asta? N-ai mâncat niciodată. Tu mănânci de regulă bătușor de struguri, nu? Câteodată. Hai, lasă câteodată. Dar între lăptușorul de matcă pe care l-ai mâncat niciodată și lăptușorul de struguri. Îl prefer pe de struguri, că știi cum arată, știi ce defect are. Nu? Asta este. Iată, dragi doamne, merită să-l vedeți de aproape. Este și larva acolo. Dar e atât de mică. E atât de mic încât nu mai stau eu să o dau departe. Asta e pătrușor de matcă adevărat. Nu ce găsim prin... Dar lăsați-vă că și eu pe ăsta. Nu ce găsim prin magazine, prin magazine la picole. Nu. Asta din bot, că luat așa. Ia uitați-vă, dragilor. Larvele mai mari un pic și le dau deoparte. Asta e. Și acum, continuăm. Băi, tu ai masca pe figură, te ocupi cu filmarea, nu poți să dau ție. Nu, nu știu. E o grăzărie. Se întreabă lumea cum, băi, data e tăta forță. Conduci aceste două domenii cu... De aici, cred că îmi strălă, lătușor de matcă. Din când în când, când prind câte o secvență de asta, că doar nu știam că se întâmplă asta aici. Mă iau și eu cât să-l arunc, nu se merge. I-aș da lui nepoțica dacă aș mai găsi așa mâine. Da? Și credeți că mănâncă? Păi nu, copilul cum se obișnuiește la naștere aproape, că n-am mâncat lapte de matcă de mic. Însă, pe parcurs, înțelegând fenomenul, înțelegând importanța acestui produs și ocupându-mă de așa ceva, sigur că am înțeles ce minuni se poate întâmpla consumând lătușorul de matcă. Deci, vedeți, dragilor, cât de puțin este. Când auzeam și mai vreau și un sfert de kilogram de lătușor de matcă. Băi, te ești? N-am. Nici n-aveam. Cum să fie un vârf de cuțit să vorbești de un sfert de kilogram.
Dar se culeg lăptușorul din barcă la toate familiile și astea, cum se zice. Și acela care îl vedeți voi, păi de mult diluat. Să nu se înțelege că la picola ce vedeți este 100% lăptușor. Este, da, așa, o anumită concentrație. De ce scutură albina asta? Pentru că m-am hotărât să-i tai pe tovarășii de aici. Matca, dacă o găsim, sper să o găsim, sper să fie una valoroasă, puternică. Noi acum nu știm cine ne așteaptă în biostupul acesta, în familia asta. Nu avem nicio idee. Păsărele sunt nebunite. Ar vrea să vină să mă ajute aici să descăpăcim. Sigur că eu ce le bag, cum le bag acolo, el le consumă parte din asta. Da? Consumă pentru ele, că e produsul lor. Slarvile într-un anumit stadiu de dezvoltare, nu s-o negrit, nu așa, că altfel le-ar scoate, ar munci, la sanitar le-aș da de lucru. Astfel, acum le consumă ele. Mergem mai departe și să vedem ce mai avem pe aici. N-am găsit nicio ramă căpăcită, vedeți, albina avem, dar iată masculii, masculii stau pe margine, ușor, ușor, scam marginalizați. Nu să luați în seamă că ei știi ce fac, nu mai consumă, nici măcar nu fac minim necesar, dar prin prezența lor asigură anumit climat, o anumită temperatură. Nu bat din aripi, nu ventilează, nu se frământă să scadă temperatura. De ce? Să retrag pe margine unde e mai puțină căldură. Adică, stai, nu e așa frumos. Când e frumos afară așa, ies tipi la o șeptică. Pe frunze, pe poiană sau acolo de vorbă. Amintiri, da, până amintiri, fel de fel. Și numai în momentul în care trece o matcă pe acolo, îi alertează și atunci un grup de 70-100 de trântori, ce observ, se începe să miște albina. Deși ignorat, deși așa, este semn că au descoperit că puciosul, bănuiesc eu, că a început să deschidă și aici. Asta e lucru bun. Mă încântă asta. Și este semn că își va da drumul de el. Dacă am noroc să fie câteva zile bune de tei, facem treabă. Noi ne-am pregătit. Avem caturi pregătite, avem rame pentru cat, nu mai să le punem. Dacă le-aș fi pus în perioada asta ramele de cat, le puneam degeaba. Nu le crește deloc. El nu fac investiții aiurea. Adică a crește o ramă înseamnă o investiție foarte mare. Niște foi acolo crescute, celulele acelea, nu fac investiții zadar, ci numai atunci când e nevoie. Așa că de-aia n-am pus. Nici nu le aveam, acum tu lucrezi acolo și pui făgurei. Iată-te, ușor, ușor devenind apicultor, vei fă, că tu nu-ți dai seama. Dar eu acum, vorbind atâtea lucruri interesante... Câte un pic, dar sigur că da. Afli în fiecare zi câte ceva. Dar cel mai multe lucruri le afli la filmare. Că în rest, hai să spunem pe cea dreaptă, n-am timp să mai pui câte o întrebare, tu, dar eu n-am decât așa din fugă să răspund. De ce? Pentru că când vine momentul acesta filmării, povestesc tuturor despre anumite chestiuni și atunci cu atât mai mult și tu participi, fiindcă ești cel care filmează. Să încercăm, dragilor, să pătrundem în buzunărel, să vedem ce se află în buzunărel. Atenție multă, rama se ridică cu foarte multă grijă. Cu multă atenție să nu bruscăm, să nu fie matca pe aici undeva. Ce observăm? Iată ce observăm, asta observăm, dragilor. În buzunărel, prima ramă este full cu puiet. Dar full bătută cum trebuie. Știi, eu arăt spre cameră, eu mă urc pe partea altă, tu pe partea aia. În același timp, în data am să întorc, ca să vadă prietenii noștri și pe partea asta. Concluzia, este o matcă foarte valoroasă,
foarte valoroasă, bate foarte bine, controlează tot, a ajuns în cap, în buzunărel. Nu știu dacă este în buzunărel, dar iată, iată răspunsul la ceea ce înseamnă naveta ei. Acum bănuiesc eu că ea s-ar afla undeva în familie. Pentru că aici avem boți, și avem și boți încheiate. Adăranților, deci avem și boți încheiate. Avem boți în creștere, pe asta am s-o rup. Și să iau lăptișorul, că sunt fometat după lăptișor. Iată, larvă micuță. Hai să o dau deoparte, dar nu ne-ar sta în gât nici o clip. Și lăptișorul. Măi, cum se corectează? Mi-aș duce și la nevastă mea, știi, lăptișor, la nevoțică. Cred că se colectează așa. Într-un borcan cu miere, se pune lăptișorul așa. Cum vezi că îl colectez acum? Dar am acum sursa cea mai bună. Colectarea este aici. Însă... sursă sigură. Da. Procedeu sigur. Și depozitarea se face fără să se altereze. Adică și eficiența este maximă. Luată direct, de acum pe așa, nu există mai lăptișor consumat, să spunem, mai proaspăt ca ăsta. Ce fac apicultorii de au forță asta așa la muncă, la efort? Pentru că e nevoie de maxim de efort, de foarte mult efort. Au șansa asta să prindă momente de acestea când cresc boci și mai sunt fructe. Nu țin cont din miercuri, vinerea și sunt fructe cu lăptișorul ăsta. Nu, n-ar mânca nepoțica mea. Iute un pic și n-ar mânca. Iată cum stă albina. Am aici și larve și o proaspete. Rama asta nu-i căpăcită, e bătută până sus, full de albină, da, stă bine albina pe ea. M-aș aștepta să găsesc matca. Tu știi că mă aștept să găsesc matca. Dar este o matcă care ceda nervos. Deci nu se mai apără. Pur și simplu spune, ce rost are. Ce rost are, că oricum astea mi-o fac. Sau sunt căpățânate și își fac treaba. Au și motive, au și cine proteja. Deci iată, mai iau o porție de lăptișor. Nu culeg eu cu foarte multă grijă, nici nu văd prea bine acum. Fac cam risipă, dar știu sigur că adun ele repede. Nu-l las așa. E bine, n-am văzut matca, da, după ce am luat o ramă, dragilor, din buzunarel, nu m-am mai închid că s-ar putea să mai am nevoie să mă duc. După ce am văzut, am scos o ramă din buzunarel, mi-a făcut loc și de acum am să încerc să continui trăgând la margine, așa, știți, câte o ramă și să vedem, sunt și boți încheiate, e ciudat asta. Ori a s-a localizat în față și ăstea, așa și vrea să interpretez, și ăstea aici au pierdut contactul și de ce au dat drumul la bot și fac treaba pe care o fac. Ori, dar nu sunt boți roiri pentru că ar trebui să fie mult mai mult. Dacă este încă aici, da, ce observ este următorul lucru, că ea a obosit deja.
Văd larve în diverse stadii. Deci nu este capabil să duc o ramă de la un cap la altul în 24 de ore sau o ouă. E obosită. Nu o am, dar iată aici observ și puiet căpăcit și larve în creștere și puiet undeva. Încă pe ea nu o văd. Și ouă chiar proaspete sunt aici. Așa că nu-mi dau seama, nu pot decide ce și cum. Trebuie să ajung și în cuib ca să pot hotărâ și să spun, da, este. Dacă însă am să o văd, până la urmă am să o descoper, am să vă arăt. Sper să fie trecută de prima tinerețe, ar fi în anul 2-3, așa, dar iată ce valoroasă este, ce fel lucrează. Este superb. Păi, dragilor, uitați-vă ce ramă cu puiet are, bătută full. Deci, găsești doar pe școlă câte o ramă, câte o celulă goală. Încolo este spectaculos de frumos puietul. Ia, eu să filmez, mă, Fănică, mă, Fănică asta merită, mă, e de film, cu adevărat. Da? Mai trebuie să o descoperim pentru că e prea interesant, prea frumos. Ce mai pot spune, dragilor, este că coronița a dispărut. Nu mai au coroniță cu miere. Consumul e maxim aici. Deci, celulele sunt de puiet până sus, a dispărut. Coronița este o problemă din ce în ce mai grea cu hrana. Noroc că n-am scos nimic din cat. Ce aveți voi? Nu vă place și povestea? Spune aici. Vă certați. Am albine și câini, cred cu prindii. Batigori. Da. Am 5 de astea mici, 3 de aia mari. Of, of, of. Iar și o celulă, o ramă din care e cluzenat masiv. Dar ce putem spune că avem? Pe aici acolo era deja încheiate, deci deja încheiate boți încheiate. Am văzut, dragilor, și larve în a patra, a cincea zi. Ploii au fost. Iată o astfel de ramă, a fost full bătută cu puiete. În partea de jos, sus, de regulă, pune ce? Mierea. Pune coroniță, mierea. Dar acum nu mai este niciun pic de miere, pentru că consumă la fiecare ramă. Rezerva pentru fiecare ramă înseamnă partea de sus. Fiind atâta nevoie de consum și nemai ajungând varianta să bage, de regulă consumă mai întâi pe ramă, de pe ramă și pe unul de pe alte rame. Și echilibrează între ele. Dar iată, aici, nu știu dacă am 10 celule care îl lucesc un pic. Deci aici, toată partea asta, dacă filmez, e goală, goală, goală. Da? Goală. Asta e perioada de sărăcie cumplită. Când rama o vezi cu puiet, dar n-are deloc coroniță. Da? Asta e anormal. Ele, dacă ar avea toate ramele așa, ar muri foarte rapid. De regulă își mănâncă puietul, deci se epuizează urgent. Din cauza timpului. Timpul. Și să spunem, Fănică, să spunem tuturor că dacă n-am fi avut grijă ca să stimulăm tot timpul, păi nicio șansă n-aș fi avut ca să dau drumul la roii aceștia, să crezi mătcuții. Pentru că la ăștia n-ai nicio pretenție, nu poți să spui cine să ducă la câmp, poți să curgă nectarul să vei cu cana din... că n-are cine la aduce. Așadar, noi am avut grijă să tot timpul am stimulat. Spunem tuturor că, mai ales cei care s-au staționat și în goluri de cules, dacă nu intervin, iată, ies un roi, vezi tu acolo? Ia, arată.
Este un roi, nu-i convine ceva din ăștia care am pus noi sus acolo. Măi, eu ce să vă fac? Asta e vreme de plecat, asta e nebunit. Păi, iese, dar poate... Nu, mai, dar nu-i ieșit la câmp. E numai că și-o pus în cap să plece în altă parte. Unii se văd pe vremea asta, mă. Vă gândiți-vă, vă rog să intrați înapoi. Nu vă auzi. Nu mă aud. Nu mă aud. Asta și să mă duc pe partea aia, auzi? Hai să ne urmărim, hai să urmărim. Să bag și eu rama asta. Ai dat pauză deja? Nu. Nu, mă lasă să bag și eu rama asta. Deci e un roișor din aia care l-am pus acolo. Nu știu ce s-a putut întâmpla, care e motivul supărărilor, dar ăsta este numai un roișor. Hai să ne dăm o pauză și vin în partea.